cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește. Bună dimineața, oameni buni! Încă o ediție a emisiunii Cafeaua de dimineață, de data aceasta pe 21 februarie 2020, anul doamnei Dăncilă. Care, doamna Dăncilă, la cum merg lucrurile, s-ar putea să o vedem revenită, dacă nu pe ea, ci măcar partidul domniei sale, într-un prim plan așa al luptelor politice. Că la ce se întâmplă în momentul ăsta în România, nimeni nu mai înțelege mare lucru. Avem sau nu avem guvern, avem sau nu anticipate, avem sau nu locale odată cu anticipatele, avem sau nu avem candidați. Candidați ar fi, dar nu s-a anunțat. În rest este foarte ok. Totul este bine în această țară în care avem și din când în când băieți deștepți care fac analiză. Avem pe domnul Andrei Caramitru, vă spune ceva numele ăsta, nu? Un fel de strateg al USR-ului, care acum s-a apucat să arunce, cum s-a aruncat și înainte, în colegii de alianță până ieri, adică în cei din PNL. Și că are el vorbele la acasă, strategi de doi bani cu creier de babuin, va veni și apocalipsa voastră. Este nivelul la care a ajuns politica să fie făcută de oameni considerați cu carte. Numai că în acest mod s-ar părea că lucrurile merg invers. Și că tot aminteam de USR, nu pot să nu fac un comentariu cu privire la modul în care acest partid în neamț înțelege să colaboreze cu presa, atât cât vrea să colaboreze cu presa, și să acorde măcar un respect egal cu cel pe care îl acordă presa, publicându-i materiale comunicate de presă. La sfârșitul săptămânii trecute, Cica a avut loc o adunare a USR-ului, o conferință județeană, în care și-a ales prin vot democrat candidatul pentru președinția Consiliului Județean Neamț și candidații pentru lista de consilieri. Trecem peste faptul că dânșii n-au invitat presa, cel puțin pe noi nu ne-au invitat, noi care i-am invitat pe candidații dânșilor în emisiuni, fără obligații, ca să fim foarte bine înțeleși. Deci nu ne-a invitat. E ok. N-a făcut o conferință de presă, măcar așa de pamplezir să-și prezinte propriul candidat. Că iarăși era fără obligații. Dar trimite un comunicat de presă într-o mare bătaie de joc la 4 zile sau la 3 zile după ce a avut loc această delegație a conferinței județene și trimite un comunicat de presă, care comunicat de presă este senzațional. Îți spune că a avut loc o delegație, dar nu-ți spune când. În schimb, ne oferă niște declarații ale domnului Bulai și ale domnului Florin Zaharia, care chiar nu este vinovat în cazul ăsta, așa, pe care nu le-a cerut nimeni declarațiile astea. Cui le-au făcut ei? Le-au făcut pentru comunicatul de presă pe care îl trimit după 4 zile? Este exact respectul pe care îl arată ei unor oameni care își fac cât pot ei meseria. Este și disprețul cu care tratează o parte a USR-ului la vârf relația cu cetățeanul. Pentru ei cetățeanul obișnuit nu există. Există doar cetățeanul care are fix aceeași idee ca el. Dacă nu are fix aceeași idee ca el, nu este cetățean. Așa s-a întâmplat pe timpul comunismului, așa s-a întâmplat pe timpul nazismului, așa s-a întâmplat în toate dictaturile. Sper ca cei de la USR să înțeleagă că epoca dictaturilor
A trecut, dar poate o să vină, cine știe. Că la cum se comportă, cred că mai putem săpa un canal în curând. Ne oprim aici cu acest comentariu. Nu uitați, a apărut Mesagerul de Neamț în chioșcuri și chiar este un număr interesant. Până atunci însă să ne întoarcem la lucrurile noastre obișnuite de zi cu zi. Avem și astăzi un invitat. În curând schimbăm formatul emisiunii pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care ne urmăresc ca să facă și ei alte lucruri. Deci schimbăm formatul emisiunii, pregătiți-vă. Deci, invitatul nostru de astăzi este directorul societății Public Servesa, domnul Gheorghe Triboi. Bună ziua! Bună dimineața! Bună dimineața, aveți dreptate! Iată, am vorbit că am zis bine că v-am găsit. Deja e ziua pentru mine. Mă bucur că ați acceptat invitația să veniți în emisiune. De obicei, oamenii care lucrează în locurile în care lucrați dumneavoastră au o reticență în a comunica, dată de situația ingrată în general în care se află societățile. Domnul Triboi, ați ajuns la PubliServe de cât timp? De vreo 2 ani, nu? Parcă așa. Din mai exact am venit în 2017, în luna iulie. Director general sunt din 2018, tot luna iulie. Adică a fost un noroc pentru mine că am avut un an de zile pregătitor, așa. Pregătitor. Deci ați fost la clasa pregătitor, clasa 0. Exact, clasa 0. Clasa 0 și după aceea... Știți, noi, studenții basarabeni veniți la București, era un an pregătitor. Așa am avut și eu un an pregătitor la PubliServe, care m-a ajutat foarte mult, cunoscând societatea în decursul unui an de zile. În perioada unui an de zile am fost director tehnic de producție, ceea ce m-a ajutat să cunosc și oamenii, să cunosc felul în care se lucrează la PubliServe și lucrările care le face PubliServe. Eu, cum să zic, poate pe această cale, pentru mine a fost o provocare, ceea ce mulțumesc și celor care mi-au acordat încrederea, președintele Mugur Cosmanciuc, domnul primar Dragoș Chitic, echipa PNL și sper că o să vorbim acum și sper că am adus-o la un nivel destoinic. Haideți că le luăm așa, pe rând. Să știți că atunci când este o groapă pe stradă, da, lumea înjură două persoane. Adică nu, o persoană și o societate, că pe dumneavoastră încă nu vă percep așa ca persoană. Înjură la nivelul, în spatele noastră vedeți clădirea, da, acolo, primăria și PubliServe. Câteodată, na, poate au și dreptate, de multe ori e și o situație moștenită, dar hai să vedem un pic. PubliServe-ul ăsta, care acum vreo 2 ani scriam eu că își încheia anul cu niște artificii așa contabile ca să dea bine și m-au înjurat mulți atunci, cred că și ce de la PubliServe m-au înjurat la vremea aceea, nu știu, dar până la urmă s-a dovedit că e real ce am spus. Că este un lucru bun. Ce pot să zic, din 2018 când am preluat PubliServe în luna iulie, PubliServe era pe o pierdere de 900.000 de lei. Adică 900.000 de lei să traducem în lei vechi? Eu cu lei noi, cu da, lei vechi. Nu. Lei vechi, nu că deci 9 miliarde. 9 miliarde era pierdere. Pierdere. Deci la deci bilanțul țineți de la luna 6. Deci 9. 9, da. Adică invers, așa. Da. Și am început, să zic, a căuta cum să scoatem societatea asta din pierderea asta. Lângă mine l-am avut pe Marius Ghineț, directorul de logistică, și mă bucur că am făcut o echipă foarte bună. La atunci nu era colegul meu de partid, dar între timp a trecut și el. A trecut, dar nu chiar n-a contat orientarea politică. Un mare noroc am avut pentru că am adus un director economic sau mai bine zis contabil șef, Tudora Claudia, care pot să zic că colaborăm și colaborăm foarte bine. Acești trei oameni, adică eu, sus numitul și Marius Ghineț, Tudora Claudia, toți venim din privat. Am început să gândim PubliServe-ul
cum ar fi o societate a noastră. În ciuda faptului că aveți niște limite în care trebuie să încadrați atunci când mergeți cu prețurile. Exact, nu putem. Deci avem niște prețuri, pot să zic, dictate. Păi de asta zic, adică poți să gândești ca un privat în aspectele privind cheltuielile, în aspectele privind eficiența, controlul, exact. Dar nu prea poți să gândi ca un privat în momentul în care te duci să licitezi o lucrare. Exact, pentru că noi avem niște prețuri cu primăria municipiului Piatra Neamț. Eu asta n-am înțeles și o să încerc să găsesc. Pentru că când vine un privat la mine și eu nu pot să fac o reducere, nu pot să fac nimic. Pentru că cel puțin până acum mi se spunea că nu se poate face chestia asta, că dacă vine curtea de conturi, a înseamnă că tu poți să lucrezi mai ieftin pentru altul, pentru primărie mai scump. Mai scump. În schimb, prețurile de obicei, de exemplu, cu privații, se pot negocia. Pentru că nu ai atâtea... omul mai ușor dă banii, mai, adică bunul poate să vie, de exemplu, noi în contract. O firmă privată nu este atât de încărcată cu personal. Exact, este mult mai... Asta e altă discuție pe care vreau să o facem, apropo de personal. Da. Deci, am înțeles, deci ați adus un mod nou de a... Noi am gândit-o cum ar fi că să muncim pentru, cum ar fi societatea noastră. În care trebuie să dai salarii. Exact, în care trebuie să dai salarii, în care, de exemplu, mulți am întâlnit și zic, bă, dar de ce vă comportați vă cu publicitarul ăsta, parcă ar fi societatea voastră. Eu nu pot să gândesc că nu-i societatea mea. Chiar dacă banii sunt publici, chiar dacă, să zic, că nu-i pierd eu din buzunar și-i pierd, noi o gândim altfel. Și cred că numai datorită acestui fapt am reușit să facem o performanță, zic eu, acolo. O mare problemă care a fost... Să nu uităm, la cât ați ajuns acum? Ați recuperat ceva din pierderea aceea? Păi, 2018 a fost la sfârșitul, deci în iunie erau 900 de mii, la sfârșitul anului am adus-o la 500 de mii. Și ceea ce vreau să vă zic, un lucru surprinzător pentru noi, în anul 2017, Publiserv a avut o producție de 17 mii de tone de asfalt. În 2018 a avut o producție de 14.000 de tone de asfalt, unde la sfârșitul anului 2018 am ieșit cu o pierdere de 500.000, deci am redus-o de la 900.000 la 500.000. Surprinzător, în anul 2019 am turnat 11.000 de tone de asfalt și am adus-o pe profit. Păi, haideți să încercăm să traducem lucrul ăsta pentru toată lumea. Deci când s-a turnat mai mult asfalt, a crescut gaura. Exact. Și când s-a turnat mai puțin, a scăzut. Exact. Și în 2018 erau 116 angajați. Și acum cât sunt? 90. Deci cu 26 de angajați mai puțin. Și angajații aceștia din ce zone au fost, care au plecat? Au fost de peste tot, să zicem, și de la formația betoane și formația asfalt. Deci eu când am venit erau 3 echipe la asfalt, adică 18 oameni. Noi acum am adus-o la 14 oameni. Un lucru iarăși interesant care l-am întâlnit acolo, personalul TESA era în jur de 36 de persoane. Era povestea asta, că la Publiserv e mai mult personal TESA decât exact. Cei care asfaltau. Deci dintr-o 116 angajați, 36 erau TESA. Eu am reușit, adică împreună cu echipa, am reușit să o aducem la 15 persoane personal TESA. Restul toți sunt personal... 15 personal TESA cu tot cu dumneavoastră sau fără dumneavoastră? Cu tot. Deci, practic, sunt... Deci, suntem doi directori. Și un director și contabilul șef. Și contabilul care el e tot cu contract de muncă. Deci, noi suntem doi directori. Adică, am încercat să facem, să combinăm tehnicul cu producția, să nu mai avem doi șefi, să avem un singur șef, o grămadă de... Da, haideți să... Nu, că m-ați bulversat cu cifrele alea. Eu ce pot să înțeleg stând pe margine și nepricepându-mă? Că s-a raportat mai mult asfalt sau că el era nu, chiar făcut? Că, nu, cred că pierderile erau mai mari. Aha. Deci societatea Publiserv la nivelul de salarizare, noi am uitat să zic că de la începutul anului 2019 s-au mărit salariile.
Deci de la 2080 cât era, s-au făcut 3000, 3010. Da, ați intrat la chestiunea exact. Aceea cu constructorii. Deși e aberant ca la dumneavoastră să fie... Exact, dar n-am avut ce face. Adică deci o trebuie să mărim salariile. Ceea ce eu la momentul... Am crezut că nu o să facem față să plătim salariile. Dar părerea mea că de ce s-a întâmplat și de ce, părerea mea că înainte se plăteau foarte multe ore suplimentare. Ceea ce Publiservul nu le poate plăti pentru că nu există în contractul nostru cu primăria. Au fost o grămadă de pierderi, s-au ținut. Vă rog. S-au ținut personalul iarna care practic nu poți să-ți permiți dacă în dependență ninge sau nu ninge tu să-i menții sau dacă nu poți să le dai altceva de lucru. Cred că au fost mai mult niște greșeli de contabilitate, economice. Nu cred că a fost cineva, cum să zic, să fie un bun gospodar acolo la economic, la cifrele de la economic. Și iarăși, cred că era o mare problemă, nu exista o colaborare între economic, tehnic, achiziții, deci toți erau pe cei ce m-a frapat pe mine în Publiserv, personalul era terorizat. Adică până la venirea mea în Publiserv se urla și se țipa. Deci nu exista... Cei ce m-a mai impresionat încă un lucru surprizător, că când întrebam un angajat dacă cum să facem, spunea, cum spuneți, domn director, așa facem. Deci nu exista, ca să spun așa, băi, stați un pic, domn director, parcă aici ar trebui exact. Pus altfel. Zis, da, tu ești jurist sau tu ești economist, eu sunt inginer. Nu se poate noi, de exemplu, să hotărăsc numai eu. Și atunci am încercat cât de cât să armonizăm lucrurile. Nu se mai țipă, nu se mai urlă, suntem, practic am ajuns la o relație, să zic, chiar de prietenie. Ce aici m-ar surprins, discutând cu un angajat, a zis, domn director, de când lucrez la Publiserv de 20 de ani, niciodată nu s-a întâmplat, n-am cum e acum, adică am lăsat o cheie și peste 3 zile am găsit cheia. Ceea ce înainte nu se întâmpla, dacă ăsta în 5 minute dispărea, nu mai găseam. Foarte mult pe ce am mers, pentru că practic forța de muncă este foarte scumpă, adică scumpă din punct de vedere că nu există, că e plecată prin afară. Atunci am adoptat un alt sistem, să vorbim frumos cu oamenii și mai mult să-i rugăm să muncească din plăcere și să muncească la fel cum ar munci având pentru ei. Având în vedere că sunt și plătiți, adică nu... Exact, pentru că salariul a crescut foarte mult, nu puteam să ținem un personal de 116 oameni, pentru că salariile au crescut de la 2000 la 3000, o trebuie să scădem personalul și să mărim productivitatea. Și atunci, cei ce mă bucur că într-adevăr oamenii muncesc de plăcere, cei ce văd eu, n-am auzit pe cineva să comenteze, să zică că nu sunt mulțumiți. Și un lucru foarte important ce am adoptat, n-am mai luat hotărâri noi, să zicem, Consiliul de Coroană, ca să noi ne sfătuim cu restul. Deci de fiecare dată am făcut multe, am chemat toți angajații și am întrebat cum credeți să facem, cum e mai bine să facem, haideți, mai spune cum să ajutați-ne. Și să știți că mulți au înțeles lucrul ăsta și chiar ne ajută. În cei și a zis, domnul director, haideți, poate odată și odată societatea asta să o scoatem din problemele care sunt de ani de zile. Bun, acum ați ajuns la o pierdere, să spunem așa, de recuperată de la 900.000 la... Nu, la sfârșitul anului 2018 au fost 500.000, dar la sfârșitul anului 2019, deci la 2018, da, a fost o pierdere de 500.000, da, de lei. Așa. La 2019 suntem pe profit, cred că o să fie în jur de 150.000. Deci ați ajuns pe profit. Bun. Exact. Hai să vorbim de lucrurile mai puțin plăcute. Aveți nevoie de dotare. Exact. Pentru că mai sunt momente în care vedem că se lucrează după metode mai primitive. Lopata, târnăcopul. Da. Deci aveți nevoie de dotare. Dotarea asta nu se poate face decât
împreună cu acționarul unic. Primăria cu municipiul, cu Consiliul Local, Consiliul Local Piatra Neamț. Consiliul Local Piatra Neamț. Dincolo la județ s-au făcut niște ajutoare de minimis. Exact. Nu știu, există și la dumneavoastră vreun plan de dotări reale, nu de dotări făcute din birou și cu rate de leasing foarte mari? Ce vreau să zic? Eu pot să spun că am o colaborare excelentă cu domnul primar Dragoș Chitic, cu personalul din primării, consilierii locali, pot să zic. Nu cred că este o problemă la ora actuală, dacă aș veni și aș spune domnului primar, vreau să, de exemplu, să mai cumpărăm un utilaj de marca Jodia. Păi și de ce nu vă duceți? Păi anul ăsta, pentru noi a fost un test 2019. Am vrut să vedem ce se întâmplă. Dacă putem să aducem, de exemplu, și contabilul șef, vorbeam de multe ori, zicea eu, George, nu cred că societatea asta se poate scoate. Ei, în final, venind din privat, neștiind că este un pic diferită contabilitatea unei societăți cu capital de stat față de contabilitatea unei societăți private, capital privat. Și atunci, surprinzător, când am adus-o la sfârșitul anului, pe profit, acum putem chiar să ne gândim să facem niște dotări. Exact. Nu trebuie foarte multe dotări, să zicem așa, pentru, de exemplu, ne-ar mai trebui, eu aș, de exemplu, ce mă gândesc, un utilaj de marcaj rutier, care nu știu cât poate să coste, în jur de 30-40 de mii de euro. Pentru care îl avem noi, nu e chiar adaptat. Pentru... Bine, el s-a uzat pe timpul când se făceau marcaje rutiere în afara orașului. Da, nu știu, dar da, am auzit și de astfel de... ne-ar mai trebui un buldo, ne-ar mai trebui un încărcător frontal, dar astea sunt mici chestii. Noi, oricum, am încercat... mai multe lucruri, de exemplu, să le schimbăm. Să știți că plombările care sunt primăvara de obicei apar o grămadă, cele mai rapid, la ora actuală, la ce tehnologie are Public Servo și la ce este orașul municipiul Piatra Neamț, la fel se fac repede cu lopata, mai repede decât dacă am folosit un utilaj. Cred că nu avem nici infrastructură, nici... Am înțeles. Păi, haideți să vedem un pic cum se face politica asta de asfaltare a străzilor din Piatra Neamț. Cine stabilește? Cum se stabilește? Dacă vedeți o stradă care are probleme, interveniți fără să mai mergeți la primărie sau cum? Care e modalitatea? Vreau să înțeleagă oamenii ce trebuie să facă dacă văd că pe o stradă se circulă prost. Cu cine trebuie să stea de vorbă? Deci, în principiu, primăria municipiului Piatra Neamț are o aplicație pe telefon, se cheamă Neamț sau CityApp. Da, CityApp, cred că da. Da, CityApp. Știu că vin o grămadă de sesizări de pe aplicații. Metoda clasică, se merge la primărie, se lasă... Iarăși la camera 20, de cât știu eu, camera 20 acolo se lasă toate cererile. Dar foarte mult, să știți că și din toate sesizările care oamenii le fac prin intermediul mass media și ajung la domnul primar, dar procedura este în felul următor. La începutul anului, împreună cu domnul primar, împreună cu mine, împreună cu persoanele primării, se stabilesc ce străzi vor fi făcute reparații curente, deci care se fac total reparații curente. În rest, dacă sunt probleme mici, mergem pe teren, deci în fiecare săptămână, la două săptămâni, împreună cu domnul primar, noi facem o vizită pe teren și vedem problemele care sunt. Este un serviciu în primărie care se ocupă de toate sesizările secarele și ni se dă o comandă. Deci totul lucrăm, Publiserul lucrează pe bază de comandă. Bun. Am înțeles că s-au semnat niște contracte pentru refacerea arterilor principale din oraș. Publiservul este implicat în aceste lucruri? Posibil că dacă o să fie la licitații și o să avem posibilitatea și cel mai mult la licitațiile astea, dacă, de exemplu, e vorba de milioane de euro, nu cred că puteți. Trebuie și
și prima dată dar dacă o garanție. Deci dar dacă vă cooptează o firmă exact. Mare. Dar eu cred că din, nu știu cât sunt, 80 de milioane sau cât costă străzele astea, tot costă, eu cred că și Publiservo să aibă de făcut parcări. Măcar să vă obișnuiesc cu străzile. Exact. Dar să știți că eu sunt sigur că o să ne rămâie și nouă ceva. Nu este o problemă. Am înțeles. Bun. În momentul ăsta, care sunt problemele dumneavoastră vis-a-vis de infrastructura stradală? Unde sunt problemele? La momentul de față, eu, de ceea ce m-a impresionat, că nici sesizări nu mai sunt așa multe. Anul ăsta, nu știu dacă e un noroc sau nu a fost precipitații, nu avem nici găuri. A, n-ați avut atâtea găuri. Exact, cât în urma precipitații. Dar spre dezavantajul nostru... N-ați avut nici bani. N-am atunci. Avut nici bani la dezăpezării, care da. Publiservo asigură dezăpezirea deci, municipiului Piatra Neamț. Dar stați un pic, nu vă dă nici pentru staționare sau cum? Nu. Deci numai pe nu. Dezăpezire. Deci se plătește la metru pătrat. Am înțeles. Deci nu există. Dar utilajul acela celebru, despre care tot vorbea, că se repară găurile. Noi am, într-adevăr, de exemplu, noi am încercat să-l folosim, să nu știu dacă se pretează pentru municipiul Piatra Neamț, adică pentru oraș. Principiul de funcționare, deci, este simplu. Vine o turbină în care se suflă aerul, se curăță gaura, deci gaura nu se face regulat, nu există. Noi dacă mergem cu turnocop, o facem cât de cât regulat, adică așa. Pătrat. Deci se merge, se suflă aerul de acolo, se suflă emulsii bituminoase, după asta un strat de petriș, un strat de emulsii, un strat de petriș, un strat de emulsii. Cei ce, de exemplu, nu ne-au plăcut, rămân petrișul, rămâne totuși petrișul ăla care rămâne, chiar dacă este amestecat cu emulsii, până se usucă, până se asta, e problema că să nu avem reclamații că le-am stricat parbrizul oamenilor. Eu cred că el cel mai bine se pretează pentru drumurile naționale. Bun, și atunci, în momentul ăsta, el cât a costat? 350.000 de lei. 350.000 de lei, adică aproximativ vreo câte euro? Vreo 70.000 de euro. Primăria Piatra Neamț, asta au fost, iarăși, Primăria Piatra Neamț au acordat împrumut de ăsta de minimis de 250.000 de lei. Așa atunci ați făcut și ați putut... Bine, putea Primăria Piatra Neamț să dea și 350.000 de lei, dar trebuia să ceară suma asta. Deci... Am înțeles. Da, și acum utilajul ce face? Îl avem în curte. Eu totuși o să mai fac o tentativă primăvara asta să încercăm să reparăm. Dar vă zic, la cantitatea de găuri care există în Piatra Neamț, nu știu dacă poți să-ți permiți să dai 350.000 de lei. Pentru că cu personalul care da, îl avem... Îl aveți acum, puteți să-l folosiți? Adică ba da, e fezabil să-l folosiți? Noi am încercat, numai că am avut o grămadă de probleme. Cu emulsia, cu temperatura. El spune că funcționează la plus 5 grade. Nu este adevărat, nu știu care 5 grade. Poate 5 grade de București, nu de Piatra Neamț. Și... Deci nu, am avut o grămadă de probleme cu el. Mai mult am pierdut emulsie bituminoasă. Eu o să mai încerc primăvara asta să mai folosim o dată. Dar poate schimbați emulsia. Poate. Da, nu e problemă. Până la urmă a rezolvat problemele. Utilajul ăsta funcționează foarte bine, cum să zic așa, la drum întins. Adică să-l pui pe o stradă și să meargă, așa printre zi, el este și utilaj voluminos. Nu poți să-l bați pe toate străduțele în Piatra Neamț cu sens unic, cu mașini parcate, ca să-ți facă o gaură. Păi atunci soluția este să prestați servicii pentru alții. Exact. Asta o să încercăm primăvara asta, să încercăm să găsim la alte primării. Drumurile naționale nu lucrează, deci o să încercăm cu drumurile județene sau cu drumurile comunale să vedem dacă reușim. Totuși trebuie să găsim o utilitate. Până la urmă, l-am găsit, l-am primit. Bani. Deci niște bani băgați. Trebuie să scoatem chestia asta. Eu am încercat să vorbesc cu societatea care ne-a vândut-o. Am zis, domnule, luați-vi-l înapoi. Și luăm altceva. Da, și am zis, vreau o mașină de marcat. Am zis, domnule, nu se poate că noi ce să facem cu el. Adică numai Publiservo a avut ce face cu el. Am înțeles. E, uite, sunt lucruri care din când în când trebuie, bine că mi-am adus aminte de el, trebuie spuse și lămurite, pentru că în momentul în care se fac asemenea achiziții, ar trebui să existe totuși
și niște discuții. Exact. Acolo sfaturi, să te vorbești cu unii cu alții, să vezi, să încerci, să te duci la fața locului. Deci dacă iei niște decizii, tu așa gândesc eu și așa le fac, câteodată poate să nu fie bune. În general, eu și ca persoană, greu să zic iau decizii, când am ajuns la convingerea că este o decizie bună, atunci o iau. Adică chiar dacă sunteți de dincolo de plus, sunteți un pic așa ca nemții, tăiați de mai mult. Da, ca ardelele, poate că vă simt lumea. Deci îmi trebuie mult timp să... Pentru că până la urmă știți cum e și cu banii tăi care ai din buzunar, dar e dureros. Dar când ai pe cap și te gândești că societatea Publiserv va are un buget de 12 milioane de lei pe an, cu un profit de 5%, deci trebuie să fii foarte atent. Da, cum ai avut profit anul trecut, poți să o încurci anul următor. Poți să o încurci următor. Pe exemplu, noi anul ăsta, în luna ianuarie, pentru că n-au fost căderi de zăpadă, avem un pic de suferit. Dar o să le scoatem pe parcurs, să zicem, să le recuperăm. Ne-am redresat, deci ne-am început să facem trotuare și am putut. Apropo de trotuare, trotuarele alea de la Banca Comercială, pe da. Partea aceea, vă apucați de ele? Da, păi... Acolo sunt groaznice, și pe o parte și pe alta. Să zicem așa, dacă intrăm în Piatra Neamț, adică pe partea dreaptă cu BCR-ul, alea sunt în bavele, sunt ușor de făcute. Pe partea stângă e un trotuar din asfalt. Dar... Plin de găuri. Exact. Dacă tot am vorbit despre proiectele europene, practic, nu știu dacă... Deci noi putem să le reparăm atât. Nu se poate interveni, pentru că Bulevardul Traian va fi modificat. Va fi modificat total și atunci e posibil că o să fie altceva. Dar ia spuneți-mi și mie, cum va fi modificat, știți? Am participat, am văzut... Că asta este o altă problemă. Da, dar eu cred că va fi modernizat, pentru că se modernizează de la zero. Adică vor fi, nu va mai fi probleme nici cu căminele la cotă, nici cu asta, vor fi... mai lărgit. Într-adevăr, va fi o bandă de transport public, dar aici eu sunt sigur că se va găsi o soluție, că pe banda de transport public se poate circula. Când nu este transportul public, se poate circula și alt și transport. Pe altfel va fi greu. Exact. Altfel pentru că atunci... Că practic ai două benzi, una pe o parte și una pe o parte. Și îți mai rămâne ce? Îți rămâne o bandă. Și la o bandă cred că dimineața va fi... Dimineața e greu. Dar deja au fost în discuții și... Domnul primar Dragoș Chitic chiar a pus problema și a zis: domnule, vă rog frumos să găsim o soluție și cu poliția rutieră și cu toți ca să se poată circula pe banda aia dimineața când îi... Până la urmă... O restricție între anumite ore, eventual. Da. Fondurile europene nu se dau decât pentru mediu, pentru... și atunci a fost schimbarea iluminată. Sunt și niște restricții, da. Da, una peste alta, domnul Triboi, dumneavoastră ziceți că lucrurile merg spre bine. Eu zic că vor merge spre bine în momentul în care veți fi și dotați și veți avea și o posibilitate mai mare de a participa la licitații cu prețuri flexibile, că altfel cu prețuri stabilite e ca și cum eu m-aș duce acum, ar zic, băi, vine public să vă cu mine, ia să mă uit eu pe net, cât are prețul cu primăria, deci nu poți dea mai jos. Deci da, eu câștig. Aici să știți că față de privați, eu am făcut o comparație foarte mult cu privații. Poate la unele chestii, pentru că un exemplu vă dau, privatul merge și cumpără bitumul din materia cea mai scumpă din care se face asfaltul. El îl cumpără cu banii jos. Noi încă n-am ajuns la posibilitatea de a cumpăra bitumul ăsta cu banii jos. Și atunci el poate să obțină un discount. El poate să obțină un discount. La ce suntem noi competitivi? Suntem la forța de muncă și la utilaj. La utilaj, pentru că sunt toate amortizate. Și atunci el... Noi avem utilajele un pic mai mici față de privați. Pentru că vine mult și îmi spune, băi, cum tu ai chiria la vibro repartizator mai mică ca la un... Mărești, eu știu. Ei, eu nu pot să o măresc, trebuie să am ceva în spate ca să pot să măresc. Înțeles. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și să fie un punct de plecare, pentru că ar fi bine ca din când în când, chiar dacă dumneavoastră sau altcineva, să vină să mai anunțe. Se întâmplă asta, se întâmplă asta. Pentru ca oamenii să-și dea seama că nu se fac lucrări așa, astăzi s-au pus niște...
indicatoare și începe o lucrare. Sunt niște lucruri pregătite. Exact, nu e o problemă. Chiar dacă au fost, vă zic și încă o dată și pe această cale, putem să anunțăm pe Facebook. Eu am răspuns la toate mesajele care le-am primit de la cetățeni, de la primărie. Dacă au o problemă, ni se sizează. Am încercat de fiecare dată să fim foarte rapizi în rezolvarea problemelor în care am putut să le rezolvăm. Cele care necesită investiții sau altceva, atunci lucrurile sunt mai... Am înțeles. Ne oprim aici, vă dorim o... Vă mulțumesc. Sfârșit de săptămână fără evenimente. Mulțumim frumos, la fel din nou. Și noi să avem șosele bune în Piatra Neamț. O vedea ce se întâmplă cu proiectele astea europene, când vor începe și cât se va produce oarește disconfort, este clar. Va fi o problemă, dar fără disconfort nu vom avea confort. Ne oprim aici, cele bune! Mulțumim, zi bună!